Aș vrea să mă întorc să prezint acum o invitată. Am fost anunțată că avem între noi câteva dintre invitatele pe care voiam să le prezint dinainte. Atunci când vorbim despre schimbare, faptele sunt cele care vorbesc. Pentru prima dată în istoria României, la președinția Senatului, se află o doamnă. Doamna Anca Dana Paliu Dragu a deținut în trecut și funcția de ministru al finanțelor, iar în decembrie anul 2020 a fost aleasă președinte al Senatului României, a doua funcție în statul român. Doamnă președintă, vă felicităm și vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră. Din păcate, doamna Anca Dragu a fost printre noi câteva minute, vreo 10 minute, când eram în mijlocul unui material PowerPoint și, din păcate, nu a putut să rămână cu noi mai mult timp, dar ne-a felicitat într-un mesaj, ne-a promis prezența dumneiei într-o altă activitate următoare pe care am putea să o organizăm și, de asemenea, a spus că i-au plăcut foarte mult intervențiile tuturor colegilor în cele 15 minute cât a stat și salută inițiativa noastră. Îmi pare foarte rău că nu am reușit să o și ascultăm vorbind, dar ne bucurăm că și-a rupt din timpul dumneiei măcar să fie printre noi câte puțin și să ne trimită acest mesaj. În altă ordine de idei, printre invitatele noastre de astăzi se află doamna Oana Ursache de la Departamentul Românilor de Pretutindeni, departament care este condus de asemenea de o doamnă, lector la Universitatea din Granada, numită secretar de stat la acest departament. Doamna Oana Ursache, vă dorim succes în activitatea noastră și vă mulțumim pentru participare alături de noi. Vă invităm să ne transmiteți mesajul dumneavoastră, dacă doriți. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. În al doilea rând, vă felicit pentru inițiativă. A fost o zi maraton pentru noi și, printre altele, am filmat o emisiune de care sper să se bucure toate româncele de pretutindeni. O să vă spun ceea ce noi ne-am tot spus unele celorlalte de atâtea ori, și anume că limba română este și ea o formă de supraviețuire, așa cum este și supraviețuirea economică și supraviețuirea prin tradiții. Supraviețuim prin limba română, iar ceea ce faceți dumneavoastră alergând de la o școală la alta ar trebui undeva trecut ca un mare merit. De altfel, câteva dintre domniile voastre ați fost premiate de către președintele României și prin fiecare premiu acordat, de fapt, a fost premiat tot efortul pe care îl faceți. Limba română corectă, limba română care ne leagă de scriitorii mai noi sau mai vechi, cei care, de fapt, creează o nouă limbă prin fiecare opera lor. Eu vă felicit și vă urez spor, chef și inspirație. Câteva dintre domniile voastre îmi sunt prietene, altele îmi sunt camarade, ca să zic așa. Schimbarea aceasta despre care vorbeați, li se datorează cu vârf și îndesat și lor. În departamentul nostru aveți un partener de discuții, de proiecte, de idei, de entuziasm, la care vă invit să apelați cu încredere. Sper că știți asta, dar îmi pare bine să o spun cât mai public posibil. Stați să vedeți și faptul că avem un perete decorat cu sigla departamentului.
Și așa sper să fie decorate toate proiectele care, în care vă putem da o mână de ajutor și care vă pot ajuta în activitatea dumneavoastră. Sper că nu aveți nicio îndoială că una dintre preocupările majore, prioritate number one, este chiar predarea limbii române. Și sper că în cel mai scurt timp să venim către voi cu un proiect în care să deveniți colaboratoare de nădejde și partenere de strădanie. Vă îmbrățișez și nu mai lungesc atât de mult vorba, în speranța că poate intra și doamna Dragu. Vă îmbrățișez și sper să ne vedem într-o lume fără COVID, cât mai repede, alături de copiii voștri minunați, să sărbătorim Festivalul Copilăriei așa cum eram obișnuiți să o facem. Și telefonul meu îl are, sper, toată lumea, aștept mesaje de la voi și aștept idei. Vă îmbrățișez și să aveți o primăvară faină. Mulțumim, mulțumim foarte mult, doamna Oana Ursache. Ne bucurăm că ați reușit să fiți printre noi. Continuăm programul nostru cu un moment artistic pe care îl va oferi de colega noastră, Luminița Soporan. Acest moment artistic se numește Lioară, Lioară, Florii de Primăvară. Să o ascultăm. Bună seara tuturor! Dedic această doină persoanelor prezente în această seară și în special femeilor. Doresc ca aceste momente să ne lege mai mult, să fim adevărate surate și să ne ajutăm oricând avem ocazia. Să aveți o seară de sărbătoare minunată!